Ședință tensionată astăzi la Consiliul Județean Iași, s-a discutat aprins bugetul județului. În cele din urmă, acesta a fost aprobat. În debutul ședinței, liberalii au cerut amânarea proiectului și au denumit acest buget bugetul PSD și nu al județului Iași. Păi nu au de ce, probabil nu sunt de acord pentru investițiile, deoarece s-a votat cel mai mare buget al Consiliului Județean de 92 până acum, 1200 de miliarde, cu o majorare față de anul trecut de 16%, iar anul trecut am avut al 6-lea buget al României. Totuși este un buget foarte mare. Abordăm investiții majore, 248 de kilometri de drum județean, o abordare, spunem noi, pragmatică, dar statul românesc este în oraș și totdeauna sunt atât de multe probleme. Liderul grupului de consilieri PSD, Cristian Stanciu, a apărat proiectul, afirmând că bugetul este echilibrat și că deficitul invocat de opoziție nu există. Este complet fals. Deci astăzi avem de-a face cu un buget mai mare decât cel de anul trecut, cu 16%. Faptul că el este prezentat având o serie de influențe care vizează alocările de la asistență socială, care înțeleg că nu se mai fac prin intermediul bugetului Consiliului Județean, ci direct de la AJPIS, deci e vorba de la guvern, privind prestațiile sociale, este evident că forma lui de prezentare apare ca fiind un buget deficitar. Bugetul județului Iași a fost aprobat cu o alocare ad hoc de 50.000 de lei pentru ONG-uri.